Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Poftiți! Doamne ajută! Bine ați venit! Vreau că suntem din nou împreună. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cel vreme, să ne și lăudat, ne întâlnim iarăși, adică seara, la întâlnirile noastre cu bovericești de-acum cunoscute, bine cunoscute, și zicem noi binevenite, avându-l de data aceasta aici, în mijlocul nostru, pe Părintele Petru Moga, pe care cred că toți îl știți, îl cunoașteți, slujește la Câmpina, este deloc făgărășan, ardelean, îi știți predicele, îi știți intervențiile de la televiziune, inclusiv de la emisiunea Profesioniști, de doamna Eugenia Bordă, de la Trinitas, îl puteți găsi în mediul virtual, inclusiv pe internet, inclusiv pe pagina de site proprie. Așa că Părintele, la cei 67 de ani Sfinției sale, este activ, mai vrednic poate decât alții care au dat 37 de ani. Și nu trădează, nici vârsta, nu se lasă, și este vrednic misionar și necontenit apologet în aceste vremuri când este nevoie de așa ceva, când avem mare nevoie de oameni care să-L mărturisească pe Hristos cu multă demnitate, cu mult curaj, cu asumare și cu responsabilitate, adică de propovăduitori autentici, vrednici, harnici și dinamici. Îi spunem Părintele, bine ați venit, ne bucurăm că sunteți aici, acum în mijlocul. Duminica viitoare vom avea o altă seară duminicească la orele 19, nu 19:30, revenim la programul normal sau inițial, când în mijlocul nostru va fi teologul Victor Marola, care va vorbi despre finalitatea și sensul finalității și a existenței omului. Nu uitați că joi, 14 iunie, la orele 18, aici vom avea un frumos spectacol și recital de versuri și cântece patriotice susținute de Cenacul Lumină Lină de la Sibiu, condus de Părintele Cătălin Dintrean de la Sibiu, unde prim solist este Părintele Doru Gheaja de la Alba Iulian, care este tot așa, la 68 de ani, cântă, e un vrednic, dacă vreți, vrednic psalm și melod care laudă pe Dumnezeu prin cântare și care, uitați ce frumos, în acest cenacul în Lumină Lină, vin și susțin și recită versuri și cântece patriotice, multe culese de domniile lor, de părinții aceștia și de membrii formației a cenacului în Lumină Lină, cântece patriotice vechi, autentice, curat românești, nu tot felul de spoieri, ci cântece cu conținut, cu mesaj, cu substanță și poezii de asemenea scrise de mari poeți și gânditori români, poezii patriotice. Doamne ajută, bine ați venit! Poftiți! Bine v-am găsit!